Domnule general Britlov, bine ați venit la București. General Britlov, first of all, welcome to Ucraine. Domnul general este comandantul suprem al forțelor aliate din Europa. Îmi face plăcere să continuăm dialogul nostru început la Cogălnicianu în noiembrie anul trecut. It's a real pleasure for me to have the possibility to see the general again. We met also last year in November in MK base. Un dialog complex vis-a-vis de analiza pe care am făcut-o împreună vis-a-vis de situația politico-militară din zonă. And we have the chance today to continue our dialogue related to the security situation that we witness now. Și implicațiile vis-a-vis de NATO și măsurile de reasigurare pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene. And what this new security environment means for NATO and also what we have to do under the umbrella of the reassuring measures that were decided in NATO. Domnul general va rămâne la București până joi. General Britlov will be present in Bucharest until Thursday. România găzduiește un eveniment important pe care l-am convenit cu domnul general încă de anul trecut. România will be hosting a very important event that I had the opportunity to plan with General Britlov starting with last year. Este vorba de conferința șefilor de state majori din centrul Europei. It is a UCOM conference which will reunite the chiefs of defense from the Central Europe countries. Organizată de către UCOM și statul major general al Armatei Române. The conference is organized by UCOM together with the Romanian general staff. La această conferință vor participa șefii de state majore din Bulgaria. And as I told you, we will have the presence of the chiefs of defense from Bulgaria, Cehia, Czech Republic, Croația, Croatia, Polonia, Poland, Slovacia, Slovakia, Slovenia, Slovenia și Ungaria. And Hungary. De asemenea, vor fi prezenți comandanții gărzilor naționale din 9 state din America. And also we will have the presence of the commanders of national guards from 9-11 American states. Astăzi în discuție am abordat problemele de securitate de pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene. We were able to talk today about the security problems on the eastern border of the alliance. De asemenea, am discutat despre cooperarea bilaterală dintre România și Statele Unite ale Americii. We also talked about the bilateral cooperation between the United States and Romania. Despre măsurile pe care trebuie să le luăm în continuare pentru operaționalizarea până în toamnă a bazei de la Deveselu. About all the measures that we still have to undertake to be able to make the ballistic missile defense system operational this year. Despre stadiul implementării
obiectivelor stabilite la summitul în Țara Galilor și a măsurilor stabilite la ministerial la NATO din februarie. I have informed General Brigulov upon the stage of implementing the reassuring measures that were established in the ministerials in Brussels this year. Privind reasigurarea pe flancul estic. Related reassuring measures to the eastern border of the alliance. De asemenea, despre exercițiile pe care le organizăm în comun, exercițiile de pregătire, România împreună cu NATO, dar și cu partenerii. We have also talked about the numerous exercises that we develop in common with our NATO partners and also bilateral matters with our US partner. I-am mulțumit domnului general pentru efortul care îl face pentru a asigura o prezență continuă prin rotația militarilor NATO și în primul rând a militarilor Statele Unite pe flancul estic. I have thanked the general for the efforts that the US military does to provide rotational units present here on Romanian territory and in the Black Sea waters to provide the security for our area. Am discutat de asemenea despre cele două comandamente care urmează să realizeze în România, cel de tip NFU, care va deveni parțial operațional în luna iunie și complet până la sfârșitul anului, și despre comandamentul multinațional de divizie care va ajunge la capacitate inițială în 2016 și la capacitate completă în 2018. I have also informed General Brigulov about the NATO Forces Integration Unit that will reach its initial operational capability in June this year and probably the final operational capability by the end of the year, and also about the multinational division headquarters that will have its initial capability in 2016 and probably the complete operational capability by 2018. Așa după cum am mai precizat, în aceste comandamente vor fi prezenți militari în primul rând din Statele Unite, dar și militari din celelalte țări din NATO. As I have already mentioned before in my public statements, these headquarters will be deployed with US troops and also with military coming from other NATO member countries. Sigur că nu în ultimul rând am discutat despre sprijinirea drumului european al Moldovei și al Georgiei. Of course we have also talked about supporting Georgia and Moldova in their way to becoming European Union member countries. Și cât de importante sunt cele două țări, atât pentru NATO cât și pentru Uniunea Europeană. Mentioning the importance that the two countries bear both for EU and for NATO. Domnule general, urez succes lucrărilor conferinței șefilor de state majore din Europa Centrală și poi mâine voi fi prezent la deschiderea lucrărilor. General, allow me to wish you a fruitful conference. I'll be present there for the opening remarks, as I already told you, and I hope you'll have a nice day in Romania. Mulțumim, domnule ministru. General Brigulov, you have the floor, sir. Thank you. Minister Dușa, thank you very much for having me back. Thank you for your continued friendship. Domnule ministru Dușa, mulțumesc că m-ați primit din nou. Mulțumesc că de fiecare dată sunteți gazdă bună. And thank you for our discussions and your outstanding partnership to NATO and our allies and all our partners. Vă mulțumesc de asemenea pentru discuțiile de astăzi și pentru angajamentul dumneavoastră continuu față de noi și față de alianță. I applaud Romania's stellar contributions to our alliance's defense and Europe's security. Aplaud întotdeauna contribuția extraordinară a României la asigurarea securității alianței. Today I meet with several key leaders to talk about Romania's contributions to our alliance's defense. Astăzi mă voi întâlni cu mai mulți lideri cheie ai țării dumneavoastră tocmai pentru a discuta despre eforturile pe care țara dumneavoastră le face pentru a asigura securitatea în zonă. It is encouraging, very encouraging, to see Romanian contributions to the security of Europe through their support to NATO's assurance measures. Și este foarte important să vedem angajamentul pe care România și l-a luat în implementarea măsurilor de reasigurare hotărâte la summitul din 2014. From air policing to crisis response measures to establishing one of the six NATO force integration units, Romania is demonstrating its commitment
to our collective defense. De la misiunile de poliție aeriană până la disponibilitatea de a găzdui cele două comandamente de care vorbeam, România și-a demonstrat angajamentul pentru scopurile alianței. Very recently, we've had a port visit from one of our standing NATO maritime groups that highlighted our maritime presence in the Black Sea. Nu cu mult timp în urmă ați fost martorii acelui exercițiu în Marea Neagră al grupării SNMG 2, o grupare NATO care a vrut tocmai să arate interoperabilitatea între forțele noastre navale și să asigure securitatea în zona Mării Negre. So I look forward to our continual partnership and friendship and our participation in the upcoming Central European Chiefs of Defense Conference. Deci aștept cu nerăbdare cooperarea noastră viitoare și de asemenea participarea la conferința EUCOM a șefilor apărării din țările Europei Centrale. Sir, thank you again for your continued hospitality. Vă mulțumesc încă o dată pentru ospitalitatea dumneavoastră continuă. And I look forward to answering questions. Și aștept cu nerăbdare să răspund întrebărilor dumneavoastră. Vă rog, domnul Mihus Năstăsache, România TV. Bună ziua, domnule Brindov, în urmă cu câteva Vasile, ați făcut o declarație în legătură cu amenințări făcute de Rusia la adresa României generate de scutul antirachetă. Puteți preciza concret care au fost acele amenințări, la ce anume v-ați referit, dacă au fost avioane, nave, ce fel de amenințări? A few days ago, you had a statement related to the threats that Russia displayed to Romania in the problem of the ballistic missile defense system. Could you be more specific? What were specifically those threats and you were referring to? So the actual question was bigger than just Romania. In fact, it pointed to some of our northern NATO allies who were looking at upgrading some of their ships. Nu mă referam doar la România, ci și la câteva din statele nordice care vroiau să-și modernizeze câteva dintre nave. And what we have seen is that Russia has made mention that any of the nations, like your great nation, that participate in missile defense, it could cause them problems. Iar Rusia a declarat că toate țările, mai ales țara dumneavoastră care va fi parte acestui sistem antirachetă, va crea probleme Rusiei. So I think that at this time it's important to say once again how much we value this partnership that we have with Romania in Deveselu and how important this site will be to NATO's missile defense. Asta cred că este foarte important să declarăm public că vom continua cooperarea cu România în problema scutului de la Deveselu și la fel să subliniem cât de important va fi acest scut pentru apărarea colectivă a alianței. Laurențiu Rădulescu, Digi24, vă rog. Domnule general, dacă ne puteți spune dacă s-a luat această decizie ca țara noastră să găzduiască inclusiv tehnică grea de luptă, dacă dumneavoastră credeți că va veni un răspuns pozitiv automat din partea României în viitorul apropiat. If a decision related to Romania hosting heavy military equipment will be taken, how do you think Romania will respond to that? De ce nu mai puțin? Întrebarea era dacă va fi prepoziționată tehnică NATO în If we will have NATO military technique prepositioned in Romania in the near future or not? Yes, this decision will be announced very soon, how this all will be accomplished. And my expectation is that if Romania is asked to participate, they will do so as they have done in every NATO venture so far and been great host and great allies in the in these Decizia va fi luată în curând și va fi anunțată în mod public, dar sunt sigur că atunci când lucrul acesta se va întâmpla, România va răspunde prompt, ca de fiecare dată, și va fi de acord cu prepoziționarea acestei tehnici, fiind întotdeauna un partener de încredere pentru NATO. Și sunt discuții deja la nivel tehnic vis-a-vis de prepoziționare. And there are technical discussions underway related to this prepositioning. Alina Grigore, Regina Română.
Domnule general, Rusia a anunțat că se retrage, de fapt se suspendă, nu știm pentru cât timp, din tratatul forțelor convenționale din Europa. Care vor fi consecințele din punctul dumneavoastră de vedere, cum s-ar putea schimba echilibrul de forțe în Europa și care este nivelul de amenințare dinspre Rusia către Europa, în special pe flancul estic al Europei. Mulțumesc. Și România. Russia announced that will be suspending itself from the Conventional Forces Treaty. What do you think the impact will be on the other European countries? So, much like others, we were disappointed in the announcement, but at this point, what is important is that we all move forward as nations to find a way to communicate freely and the way to understand and be transparent about force structures in Europe. Am fost dezamăgiți și noi de anunț, dar cred că trebuie să mergem mai departe, să fim în continuare niște națiuni transparente, să continuăm cu programele deja începute. So this will give us a challenge to meet and try to reach a way of communicating, agreeing, and being, as I said, transparent in our ways forward. Bineînțeles că va ridica ceva provocări pentru noi. Va trebui să găsim noi mijloace de a rămâne transparenți și de a coopera pe programele începute. Alice Mandler, that's question to Associated Press. General Breedlove, could you give us a little bit of information about the tanks that have been transiting the Czech Republic in the last week? It has been a long time since we've exercised returning these forces the way we used to, which was via a road march home. And so we elected to do a road march home now to exercise many things that we haven't done for a long time in NATO, like multiple border crossings, understanding which bridges are capable to handle the vehicles. Am hotărât să facem retragerea acestor vehicule în mod tradițional, într-un marș pe roți, lucru pe care nu-l mai făcusem de multă vreme în NATO. And what this also allowed us to do is to send a message of reassurance to the nations, and you've seen that the crowds have come out to welcome these soldiers and their vehicles as they have returned home. So it's been a good message of assurance, a good message to our nations, and we were able to exercise some skills that we haven't exercised in quite some time. Am dorit în același timp să dăm un semnal populațiilor din țările respective. S-au adunat, după cum știți, mulțimi de oameni să vadă parada de autovehicule și în același timp am reușit să ne antrenăm pe niște capabilități pe care nu le mai antrenasem de mult. Din păcate, timpul ne presează, va trebui să ne oprim aici. Unfortunately, we'll have to stop here because of the time. Vă mulțumim pentru prezență. Thank you very much. Vă mulțumim pentru prezență. Sperăm că întotdeauna întâlnirile cu domnul Breedlove sunt interesante. Thank you for being here. Thank you.